Salutare tuturor! În acest episod vom vedea care sunt cele mai mari 3 motive pentru care ești respins la examenul auto și ce trebuie să faci ca să nu pici. Dacă vă place acest episod, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like, iar acum, haideți să începem! Primul motiv îl reprezintă neacordarea de prioritate mașinilor și haideți să vedem împreună ce înseamnă asta. Ajung la cedează trecerea, va trebui să opresc și să mă asigur. În momentul în care mă opresc, să spunem că mi se pare că am timp, dau să plec și mi se pune frână de către examinator pentru neacordare de prioritate. Haideți să vedem ce se putea întâmpla dacă executam această manevră. Ajung în intersecție, mă asigur, iar în momentul în care dau să plec, îmi moare motorul și încurc mașina din stânga mea, astfel că dacă el nu este atent, va intra în mine și voi provoca un accident. Atunci când ajungeți în intersecție, vă opriți, vă asigurați, așteptați să treacă orice mașină, vă asigurați din nou foarte bine, iar în momentul în care nu mai vine nimeni și aveți o vizibilitate bună, puteți intra și puteți trece de intersecție. Al doilea motiv pentru care poți fi respins este neacordarea de prioritate pietonilor. În momentul în care observați un pieton lângă trecere, reduceți viteza și pregătiți-vă să opriți pentru că se poate să treacă chiar și fără să se asigure. De asemenea, dacă pietonul este chiar în dreptul trecerii și nu știți ce vrea să facă, vă puteți opri. În cazul în care nu trece, porniți și vă continuați drumul. Ultimul motiv este reprezentat de adunarea punctelor, practic prin mai multe greșeli efectuate și care au depășit 21 de puncte, 20 fiind maximul pentru a fi admis. Haideți să vedem cele mai frecvente greșeli la care trebuie să fiți atenți. Primul motiv pentru care puteți fi penalizați începe chiar de la plecarea de pe loc și aici avem câteva lucruri la care trebuie să fim atenți. În momentul în care ne urcăm în mașină, trebuie să reglăm oglinzile, chiar dacă vedem bine în ele, să le mai reglăm puțin, să reglăm scaunul, volanul și să avem o poziție comodă. După ce am pornit motorul, examinatorul ne spune că putem porni. Ceva ce se poate întâmpla este următorul lucru. Introduceți în treapta întâi, vă asigurați, observați că nu vine nimeni și doriți să plecați. În acest moment, mașina nu pleacă sau chiar vă moare motorul. Și avem câteva greșeli pe care vreau să le menționez. În primul rând, am introdus în treapta întâi, dar nu am lăsat frâna de mână jos, iar apoi, la plecarea de pe loc, nu am semnalizat, ceea ce din start mi-a scăzut puncte. O plecare corectă de pe loc se face în următorul mod. Introduceți în treapta întâi, lăsați frâna de mână jos, semnalizați stânga intenția de a pleca de pe loc, vă asigurați bine în spate, vă asigurați în față. Atunci când nu vine nimeni, ridicați ușor ambreiajul și porniți fără să vă moară motorul. Următorul lucru important de pe listă este semnalizarea. În momentul în care faceți o depășire, încercați să mențineți semnalul pe toată durata depășirii, pentru că altfel puteți fi depunctat. Iar în momentul în care reveniți pe banda voastră, semnalizați dreapta pentru a arăta acest lucru. În plus, nu omiteți semnalizarea la schimbarea benzii, direcției de mers sau la oprire. Al lucru important este la depășirea mașinilor parcate. În momentul în care faceți o depășire, încercați să mențineți o distanță mai mare față de mașinile parcate pentru a nu speria examinatorul. În momentul în care vă apropiați prea mult de o mașină parcată, examinatorul vă poate interveni în volan sau vă poate frâna, ceea ce înseamnă că veți pica examenul. Păstrați o viteză potrivită în funcție de drumul pe care vă aflați. În momentul în care vă aflați pe o străduță mai mică care vă permite o viteză mai mică, puteți avea sub 30 de km pe oră, în jurul trecerilor de pietoni și așa mai departe. În momentul în care ajungeți pe un bulevard mai important, încercați să vă aflați și în treapta a treia, să mergeți cu o viteză ceva mai mare de 30 de km pe oră, de exemplu 40, poate puțin mai mult, iar atunci când este nevoie, de exemplu în jurul trecerilor de pietoni, să luați piciorul de pe accelerație, să încetiniți și astfel nu va fi niciun fel de problemă. Alt lucru de care trebuie să țineți cont este încadrarea în bandă. În momentul în care sunteți prea aproape de bordură,
sau sunteți prea aproape de axul drumului, puteți fi depunctat pentru că nu sunteți încadrat bine pe bandă. Trebuie să găsiți punctul în care vă aflați pe mijlocul benzii. Și în cazul manevrelor speciale, dacă examinatorul vă pune să faceți o întoarcere în 3 mișcări, nu uitați de toate semnalizările și de asigurări foarte bune. În cazul în care trebuie să faceți o parcare laterală, de asemenea, trebuie să fiți foarte atenți. Toate videoclipurile despre aceste manevre le aveți în descriere sau în primul link din comentarii. Acestea sunt cele mai mari greșeli pe care le puteți face și prin care puteți pica examenul auto. Astfel că, având o mare atenție la tot ceea ce v-am spus astăzi, încercați să fiți liniștiți și să promovați examenul fără niciun fel de problemă. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like, iar până data viitoare, la revedere!